Isaia, capitolul 53, și Biblia ne spune, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotund, n-a deschis gura. Și împlinirea acestui pasaj sau acestui cuvânt, este în Matei, capitolul 26, când Biblia spune că au început să-L acuze pe Domnul Isus și la versetul 60 din Evanghelia după Matei, capitolul 26, citim, dar n-au găsit nici una, nici o vină, măcar că s-au înfățit și -a mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspuns nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta. Și prima parte a versetului 63 spune, Iisus, Iisus, tăcea. Asta nu pentru că n-ar ști sau n-ar fi știut ce să răspundă? Asta nu pentru că n-ar fi avut ce să răspundă sau cu ce să se motiveze, ci aceasta pentru că Domnul Isus a ales să tacă, chiar când a fost disprețuit, chiar când a fost nedreptățit, chiar atunci când a fost chinuit și a suprit. Și noi cântăm frumoasa cântare la biserică, Iisus e scump, aș vrea să fiu ca... Vreți să fiți ca Domnul Iisus? Mai sunteți pe aici? Vreți să fiți ca Domnul Iisus? La ce vă gândiți? Unii ar vrea să predice ca Domnul Iisus. nu e rău. Alții ar vrea să facă minuni ca Domnul Iisus. Alții vrea să dune mulțim ca Domnul Isus. Culmea că Domnul tot fugea de mulțim și noi tot fugim după mulțim. Asta nu prea o înțeleg, dar, în sfârșit, poate fi un alt subiect pentru o altă dată. Să semănăm cu Domnul Isus și să vedem în tăcere o binecuvântare. Și un gând așa scurt, vreau să-l subliniez. Tăcerea, metoda biruinței în încercare. Nu-i de înțeles. Complicat. Într-o lume în care noi trăim și nu numai că trăim, avem dreptul la replică. Dreptul la replică. O scris despre tine, scrie înapoi. Te-au josit, îl demonstrez. O lume în care noi trăim și avem dreptul. Oamenii, am câștigat drepturi. Să ne manifestăm, să vorbim orice, să scriem orice. Să transmitem orice. În special, anonim. Să vorbesc despre tăcere. Și tăcerea ca o metodă a biruinței. Vă puteți imagina ce contrast! Vă puteți imagina în ce lume trăim, cu ce ne confruntăm și ce înseamnă Biblia și ce spune Biblia despre aceasta. Când noi suntem tocmai tentați să răspund, nici nu se termină de spus, că deja noi răspunde. Nici nu-și termină fraza ca să vezi contextul. Deja noi avem uh, trei răspunsuri. pregătite. Mă rog să ne cerceteze Dumnezeu. Și să învățăm cu adevărat de la Domnul Isus, oameni buni. Să învățăm să tăcem. Nu știm să tăcem. Știm să vorbim. Știm să scriem. Știm să transmitem mesaj, dar nu știm să tăcem. Asta trebuie să învățăm. E complicat. E greu. Și vreau să spun câteva adevăruri, câteva avantaje pe care nu le înțelegem sau nu le vedem, dar care există și trebuie să existe în această artă. Este o artă a tăcerii. În primul rând, atunci când putem să tăcem, și ascultați-mă bine, dovedim asumare, onestitate și echilibru. Nu când vorbim, dovedim echilibru, când tăcem. Știți circunstanța prin care în familia lui Iacov s-a întâmplat o nenorocire, o nenorocire spirituală, o nenorocire extraordinară, care Domnule, strigătoare la cer, din orice punct de vedere. Fica lui Iacob, care s-a dus și ea la plimbare să vadă fete, să vadă băieți și-o fi văzut, a ajuns să facă un păcat oribil și tata a aflat. Și putea și Iacob să scrie patru liste să-și motiveze fica și să spună, dar nu-i singura, și -i alții. Dar ce suntem noi singurii care... Dar ce numai în familia noastră? Nu... Dar uitați-vă, domnule, alții. Pentru că acestea sunt anumite metode de a ne apăra, de a ne justifica și de a încerca să driblăm de responsabilitate. Și citesc în versetul 5 din Geneza, capitolul 24. Iacov a aflat și la a doua parte a versetului spune și Iacov a a tăcut. Pentru că Iacov a înțeles în momentul acesta când în familia mea este ceea ce este când în casa mea este ceea ce este, sunt nevoit și este cel mai corect să tac. Când tăcem, dovedim onestitate, echilibru și stabilitate. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, vreau să spun: Când tăcem, îi facem loc lui Dumnezeu să vorbească în dreptul nostru. Că de multe ori Dumnezeu nu poate vorbi că vorbim noi. Nu poate interveni că intervenim noi. Nu poate spune nimic că spunem noi. Uitați-vă la Iov. Era o mare. Specialiști vorbitori care au vorbit cu Eu. Cuvântările astea și ale lui, până la urmă, Domnule, nu au fost puse de niște oameni care le aveau cu exprimări, le aveau cu multe lucruri. Dar la momentul după ce au vorbit, ce au vorbit, ce au vorbit, și au vorbit, în ultimul verset din capitolul 31 din Cartea lui Iov, scrie următorul, următoarea expresie. Sfârșitul cuvântărilor cuvintelor lui Iov. Să nu aveți impresia că i s-au terminat cuvintele. Să nu aveți impresia că n-ar mai fi avut ce să vorbească când Elihu s-a Iar o spus, iar o spus, iar o spus. Și toate erau niște săgeți care trăgeau exact în inima lui. Exact în inima lui, exact în inima lui. O luat o decizie și a zis, nu mai vorbesc, pentru că dacă eu nu mai vorbesc, îi fac loc lui Dumnezeu să vorbească. Știți de ce nu vorbește Dumnezeu de multe ori în favoarea noastră? Că noi nu lăsăm pe Dumnezeu. Vorbim noi. Și Iov și-a încheiat discursul. Și acuzat au continuat. Și ca niște ape, năvalnici, o să I se spune că a fost de drept, că a fost de drept, că a fost de drept. Și după ce Iov nu mai vorbește, vorbește Dumnezeu. Și în capitolul 42, versetul 7, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea, s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi pentru că n-ați vorbit așa drept ca și robul meu, Iov. Oameni buni, când noi tăcem, chiar dacă suntem desconsiderați, chiar dacă suntem marginalizați, chiar dacă îi facem loc lui Dumnezeu să vorbească. Și Dumnezeu când vorbește în favoarea noastră, aceasta înseamnă binecuvântare. Vrei să vorbească Domnul în favoarea ta? Vrei? Mai lasă pe Dumnezeu să vorbească, mai oprește-te! Că asta îți face bine. 3. Când noi tăcem, diavolul se simte ignorat. Nu-i confortabil. Nu-i confortabil. Psalmistul spunea în psalmul 39, de la versetul 1, am luat o decizie. Voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât timp va sta cel rău Înainte. Și apoi continuă și spune în versetul 2. Nu mi e fost simplu asta, nu e o poveste, mai ales când am fost învățat să dau repi, să vorbesc, să vorbesc, să vorbesc. Nu mi e fost simplu. Am stat mult în tăcere, măcar că durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea în lăuntrul meu, eram frământat, eram neliniștit, îmi dădea ghes, dar am tăcut. Pentru că am ales să tac știind Că atunci când eu tac, diavolul este tulburat. Nu-i confortabil, ignorat. El se simte ignorat când noi tăcem. Domnul Iisus era în fața lui Pilat. Ioan capitolul, Evanghelia după Ioan capitolul 19 și Biblia ne spune că la un moment dat când a intrat din nou în odaia de judecată sau în sală de judecată, l-a întrebat pe Domnul Isus, versetul 9, de unde ești tu? Și spre surprinderea lui Pilat, Domnul nu i-a dat niciun răspuns. L-a deranjat pe Pilat asta. Și au zis ce a spus, versetul 10, mie nu -mi vorbești, eu sunt regătorul. Eu pot să te răstignesc sau pot să te eliberez. Dregătorul s-a simțit jignit, dregătorul s-a simțit ignorat, dregătorul s-a simțit cumva ofensat că Domnul nu-i vorbea. Nu-i vorbea. Sigur că era părerea lui care are putere asupra Domnului, dar Domnul i-a spus clar, asupra mea n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Pentru că eu sunt dat în mâinile tale că este un mesaj al lui Dumnezeu. Ăsta e un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să scape fiul, putea să le libereze, dar a acceptat și fiul și tatăl. Planul acesta, fiul să moară pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru o lume întreagă. Lăudați să fie Domnul Isus. Cântați, îl ignori pe diavol. Cântați, îl ignori dușmanii. Cântați și nu dai replic. Să știi că lucrul acesta deranjează, deranjează foarte tare. Și în ultimul rând vreau să spun. Când taci, Dumnezeu intervine și îți vine în ajutor. În plângerile lui, Ieremia spunea în capitolul 3, versetul 26, că bine este să aștepți, puteți, acum puteți vorbi, și puteți să spuneți mai tare. Bine, este și aștepți? Cum? În tăcere. Ajutorul Domnului. Era împresurată. Era împresurat poporul lui Dumnezeu, Dușmanii erau mai mult decât puternici pentru ei. Mai mult decât puternici. Și pentru că au avut atât de multă glorie și atât de multă realizare pe câmpul de luptă, reprezentantul dușmanilor a început să transmită un discurs într-un moment complicat, când totul era fără ieșire, când totul era înconjurat. Când totul era fără perspectivă. Și mesajul acestui dușman a fost în felul următor, printre altele. Versetul 18, Isaia, capitolul 36. Nu vă lăsați să amăziți de Ezechia când vă zice, Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asire? Unde sunt Dumnezeii Hamatului? Unde sunt Dumnezeii, sau Arpadului? Unde sunt Dumnezeii lui Sefav... Sefavraim? Unde sunt Dumnezeii Samariei? Au, izbă... au izbăvit de ei Samaria din mâna mea? Dintre toți Dumnezeii acestei țări, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea, pentru că Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea. Și urmează Vesetul 21. Dar ei, ce-au făcut? Dar ei, au trecut. Pentru că Ezechia și-a dat seama că s-a vorbit prea mult înainte și o să acum nu mai vorbim. Acum atăcem și facem un singur lucru. Vorbim doar cu Dumnezeu. Îi spunem doar lui Dumnezeu. Ne ducem doar înaintea Domnului. Și a transmis mesajul acesta lui Isaia. Așa vorbește Ezechia. Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară. Copiii sunt gata să iasă din pântece mamelor și mamele n-au putere să nască. Poate Domnul a auzit cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul la Sirie stăpânul, să mă jocorească pe Dumnezeul cel viu și poate Domnul îi va pedepsi pentru cuvintele care le-a auzit. În alți o rugăciune. Și vă citesc versetul 36 din capitolul 37. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra sirenilor 180 de mii, 185 de mii de oameni. Când s-au sculat dimineața, toți erau niște trupuri moarte. Când taci și când știi să taci, vine Dumnezeu în ajutor și te apără Dumnezeu. Mă rog Dumnezeu să ne întărească. Mă rog Dumnezeu să ne cerceteze. Fiul lui Dumnezeu a tăcut. Chinuit, a suprit, marginalizat, ocărât. Domnul Iisus a tăcut. Vom putea noi să facem asta? Vei putea tu să taci, să nu scrii, să nu dai replici? Vei putea tu să semeni cu Domnul Iisus Hristos? Vei putea să-ți asumi atunci când taci și să spui sunt gata să îmi asum pentru cei în familia mea, pentru cei în jurul meu, să tac. Vei putea să faci asta? Fără să găsești corespondenți, fără să încerci să spui și alții și la alții, nu numai la noi, vei putea să faci lucrul ăsta? Vei putea să ai o atitudine prin care să dovedești onestitate, serozitate, echilibru în momentele complicate pe care nu ne dorim, dar care vin peste noi. Vei putea să taci lăsându-L pe Dumnezeu să vorbească și Dumnezeu să vorbească pentru tine și în locul tău, chiar dacă e greu. Chiar dacă simți că ți se topez oasele, chiar dacă simți că se întâmplă ceva, nu, nu-ți fie frică, nu se întâmplă nimic. Rămâi liniștit! Să vorbească Dumnezeu pentru tine. Să vorbească Dumnezeu în locul tău. Să vorbească Dumnezeu în favoarea ta. Să transmite Dumnezeu mesaje care să te apere, care să-ți care să, să dea putere, care să te ajute să rămâi în picioare. Vei putea să taci. Înțelegând că este arma cea mai puternică se ignori! Să ignori! Păi eu, fost simplu la, la Saul, care era primul împărat. Să audă niște oameni care strigau. Ce ne poate ajuta? -ți? Cine e ăsta, domnule lui, lui Isa? Ce vrea ăsta să... Putea să dea replici. Putea să ia poziție. Putea să spună ceva. Biblia spune... Saul s-a făcut că 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 nu laude. Ce bine era dacă tot așa se făcea și când au cântat femeile. Aia cu zecile și cu miile de mii. Tare bine era pentru el. Mi putea să taci? Ca să poată să intervină Dumnezeu? Să spui, Doamne, am dat atâtea replici m-am manifestat atât de mult, am vorbit atât de mult, am scris atât de mult. Vreau să-mi cer iertare și vreau să te las pe tine când știi tu și cum știi tu să intervii. S-ar putea să nu o facă Domnul cum vrei dumneata, pentru că Domnul încă are milă și îndurare să vii să fie numele Lui. Dacă pentru Iov, dacă pentru prietenul lui Iov, au trebuit să se roage Iov ca Domnul să ierte, să aducă jerfe pentru noi și pentru fiecare dintre noi. A plătit Fiul lui Dumnezeu, a plătit Domnul Iisus Hristos. Astăzi suntem aici, la masa Domnului și vreau să vă spun ceva, ceva ceea ce știți. În ziua judecății, fiecare dintre noi vom da socoteală pentru toate cuvintele nefolositoare care ne-au ieșit din gură. Credeți? Credeți? Și dacă nu credeți, tot așa. Și pentru tot ceea ce e nefolositor și am scris, și pentru tot ceea ce e nefolositor și am exprimat, și pentru toate acestea, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. De aceea, la rugăciunea pe care o vom face, ar vrea să vă îndemn împreună cu mine. Să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru toate aceste cuvinte să ne ierte. Să ne ierte pentru ori de câte ori ar fi tă trebuit să tă tăcem și am vorbit. Ar fi trebuit să ne punem fruguri și de fapt în loc să punem frâugurii ne-am dezlănțuit. Ar fi trebuit să avem o atitudine echilibrată, ar fi trebuit să avem o atitudine după voia Lui Dumnezeu, ar fi trebuit să spunem cuvinte înțelepte și a spus cuvinte neînțelepte. și să ne cerem iertare. Și să spunem Domnului încă o dată. Domnul Iisus, vreau să seamăn cu tine. Vreau să seamăn cu tine și în vorbire. Spunea poetul unei cântări, era mai veche cântarea. Învață-mă să știu cum tu dorești să fiu. Când să vorbesc și când să tac. Doar voia ta să o fac. Că se pare că eu nu știu bine cum ar trebui să vorbesc, când ar trebui să vorbesc. Se pare că eu nu știu bine cât ar trebui să vorbesc. Și, Doamne, este nevoie să mă înveți Tu și să ne învețe Duhul lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să tăcem, să o facem. Și vom câștiga tăcând, cel puțin se tot mai mult cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și Dumnezeu să ne întărească. Amin. Când dintr-o cântare pentru slava Domnului. În timpul acesta, frații surgitori, ne vom pregăti și ne vom apropia de Sfintele Taine. Vom intra apoi și într-o rugăciune de mărturisire. Și gândându-ne la cuvinte care nu le mai aducem aminte, multe spuse fără rost, avem pentru ce să ne cerem iertare în această zi. Domnul este prezent aici în adunare, să ne ierte pe, pe fiecare dintre noi și vorba Psalmistului, să fim socotiți printre cei cu fădăjie iertată și cu păcatul acoperit, să ne putem apropia de Sfintele Taine și Dumnezeu să ne ajute. Amen!